Cetățenii Republicii Moldova pot economisi sute de milioane de lei pe an și în același timp se pot bucura de un mediu ambiant curat și prietenos cu eforturi minime, este mesajul Asociației Europene a Tinerilor Antreprenori, care lansează campania de educație ecologică, creșterea gradului de conștientizare ecologică în rândul cetățenilor moldoveni, campanie privind economia de apă și energie. Campania continuă inițiativele lansate în cadrul primului Forum Moldopolonez de Eficiență Energetică, organizat în octombrie curent la Chișinău și este implementată cu sprijinul Ambasadei Poloniei de la Chișinău și a Ministerului de externe al Poloniei. Astfel, prin campania de sensibilizare EBA, publicul va afla, utilizând exemple simple de eficientizare energetică, despre cantitățile impresionante de resurse care pot fi economisite de întreaga țară dacă fiecare cetățean va irosi cu doar un kW sau un litru de apă mai puțin. Un robinet defect de care picură irosește 9000 de litri de apă pe an. Dacă stingem luminele inutil, Chișinăul poate economisi un milion de lei pe an. O familie poate economisi aproape 70.000 de litri de apă pe an dacă nu lasă apa să curgă în continuu, când în spală vesele sau pentru igiena personală și lista poate continua. Comportamentul responsabil al fiecărui cetățean prin gesturi elementare, care devin obiceiuri ecologice, se materializează în scăderea considerabilă a costurilor pentru facturile de întreținere și economii de mii de lei în fiecare an.